Conform unui comunicat al instituției prefectului județul Hunedoara, din dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, din după masa zilei de sâmbătă 21 martie, datele privind numărul de teste COVID-19 efectuate, persoanele depistate pozitiv în urma lor și starea de sănătate a pacienților vor fi comunicate doar de la nivel central prin grupul de comunicare strategică. Astfel, nu se mai comunică numărul persoanelor infectate din județ. Ultima informare completă a fost sâmbătă la ora 13 și aceasta arăta că în județul Hunedoara erau 23 de persoane confirmate pozitiv, dintre care 12 vindecate, 55 de oameni aflați în carantină și 1167 în autoizolare. Datele primite duminică 22 martie indicau că în județ erau înregistrate 1307 persoane aflate în izolare și 57 în centrele de carantină, dar și că de la începutul perioadei de monitorizare, 18 hunedoreni depistați pozitiv cu COVID-19 au fost declarați vindecați și externați. Luni 23 martie, la ora 13, conform unui comunicat de presă al prefecturii, la nivelul județului Hunedoara erau în carantină instituționalizată 66 de persoane, iar în izolare la domiciliu 1491.